ai și alte momente de dificultate în activitatea ta și în încercarea ta pe muchie de cuțit uneori de a menține o tradiție elegantă sigur, a teatrului de revistă. E greu să menții, dar spectatorii iubesc acest gen, din fericire, e binecuvântat de Dumnezeu. Este. Și oamenii vin la teatru, vin, văd spectacole de câteva ori. Sunt care vin de câteva ori la același spectacol. Umorul e terapeutic, e posibilitatea de a da distanță. Alții găsesc, alții descoperă. Vin tineri care la început vin tot așa în bășcălie, e Caterinca, și pe urmă realizează și la sfârșit se ridică în picioare și aplaudă la sfârșitul spectacolului, că văd că e ceva serios. Adică e o... Da, e ceva serios, nu? E profesionalism, nu faci tot așa de... Te invit din nou în timp, înapoi, legat de un schimb pe care l-ai făcut, și anume ai oferit o oală cu lapte bătut. Pe ce? Pentru cei trei mușchetari. Cei trei mușchetari, avea vecinul Nicolae Ciotârcă, care mergeam la pește, făceam braconaj împreună și mergeam, era gard în gard acolo și toată ziua eram la ei, pentru că mă simpatizea așa tare. Și am văzut că are cei trei mușchetari. Și când am început să, în clasa 5-a, 6-a, am început să citesc, m-am luat după un coleg de la 4 clase, l-am făcut în sat la mine, satul Doina. Pe urmă, generala, în satul Boțești, în alt sat. Și acolo un coleg, având pe unchiul său profesor de română, citea. Și când am văzut că citește, că ia de la bibliotecă, am început să iau și eu. Și am luat cărți de aventuri și am început să simt gustul. Că se mira maică-mea de ce stau atâta cu cărțile. Învățam prea mult, de eu țineam cartea în față și romanul în față și cartea acoperiș. Mă gândeam, mai lasă, mai treci la treabă, mai ieși la aer, mai nimic. Hopa, și m-a prins. Până la urmă m-a prins.